Ora 16, Consiliul Județean Giurgiu. Reprezentanții celor trei partide din USL, Giurgiu, PSD, PNL și PC s-au întâlnit în biroul lui Vasile Mustățea pentru prima rundă de negocieri asupra bugetului pe 2014. De față a fost și o parte din presa locală la invitația liderului PSD, Nicolae Bădălău, care și-a dorit transparență totală. Nu la fel gândește însă și liberalul Vasile Mustățea, care a reacționat imediat în fața camerei. Te rog să nu mă filmezi fără aprobarea mea. Vasile Mustățea nu și-a dorit presa de față la negocierile pe buget, așa că toate speranțele presei de a afla ceva s-au îndreptat către senatorul Nicolae Bădălău. Bună ziua, ce faceți? Nu vă lasă? Nu. A fost că e la birou la dânsul și ne-a invitat. Cine ne-a invitat? Apoi o să cer să o amână și o să facem la prefectură atunci. Păi, discutați dumneavoastră acolo și... Eu cred că n-avem ce ascunde. Numai că, imediat ce senatorul a intrat pe ușa președintelui Consiliului Județean, nu a mai ieșit. Prin urmare, presa giurgiuveană s-a ales cu o mare păcăleală și de această dată. Pentru bugetul județului Giurgiu pe 2014 negociază din partea PSD Nicolae Bădălău, Nicolae Barbu și Cristian Marciu. Din partea PNL negociază Vasile Mustățea, Dumitru Gavrilă și Dumitru Beianu, iar de la PC Constantin Basanjac. Vom reveni cu amănunte în jurnalele următoare.